Cristian Cârciumaru este paramedic smurd în cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea de aproape un deceniu și a coordonat cu succes echipa la numeroase competiții naționale și internaționale. În timp ce Rareș Petria este unul dintre scafandrii instituției care a fost recompensat cu medalia națională Serviciul Credincios, clasa 3-a, de către președintele țării Klaus Iohannis. La competiția din Franța, cei doi vâlceni au dovedit încă o dată că pot interveni și aplica manevre de salvare în timp util, indiferent de situație. Cel pentru la care noi am câștigat, ne-am clasat pe poziția a doua, este scenariu complex și anume am avut un accident de muncă într-un atelier cu două victime. Iar la cel standard a fost un accident nautic, o persoană cu un caiac s-a lovit de ceva și a ajuns până la urmă la mal și acum am intervenit noi. Cel mai dificil sunt emoțiile dinaintea concursului. În rest, dacă suntem atenți, ce simțiți? Ce... sunt emoții. Clasarea echipei de salvatori din Vâlcea pe locul 2 la competiția mondială de salvare din Franța este cea mai bună performanță a României la acest concurs și a venit după ani buni de pregătire și câteva mii de misiuni. Vă felicit, domnilor! Și sper că și la următoarele competiții să obțineți rezultate, dacă nu mai bune, măcar la felicit! Este o mândrie faptul că un lot al nostru, al țării, a obținut locul 2 la competiția mondială. Pentru ISU este o onoare și aceasta dovedește și pregătirea lor de specialitate, profesionalismul pe care l-au dobândit și, în primul rând, sau în altă ordine de idei, spiritul de echipă. După ce ne-am dat jos de pe scenă și după ce ne-a fost înmânat acea plachetă, atunci am realizat, de fapt, și la, bineînțeles, la spusele celorlalți colegi din țară că nu știți ce ați făcut. Într-adevăr, nu știam ce am realizat, însă după aia ne-am dat seama. Este un lucru foarte mare. Echipa ISU Vâlcea s-a clasat pe primul loc în ultimii 4 ani și la concursul național pentru descarcerare și acordarea primului ajutor calificat, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În anul 2017, vâlcenii s-au clasat pe locul 10 la competiția mondială de salvare.